Ok, ne-am întors la Music Channel, Alternativa ori se numește emisiunea asta. Eu sunt Hefe și alături de mine în seara asta Marius și Janin de la trupa Uniforma, o trupă care se lansează, de fapt, s-a lansat acum un an, nu s-a lansat acum un an, a apărut acum un an, dar mâine seară în București, în Clubul Control, o să aibă loc lansarea mult așteptatului album de debut, Dristor Transistor. E la o casă de discuri, da. E la un label, asta e bine? E hai bine? Sau? La ce label? Ia vezi! Da, discul este scos la casa de discuri Soft Records, prima amabilitatea domnului Romulus Arhire și a bunului nostru prieten Robert Gement. Ei au tras foarte tare să apară discul ăsta, mi se pare foarte, din punctul meu de vedere, foarte, foarte ok ca în ziua de azi cineva mai susține muzica rock. Hai să zicem curajos. Sau da, curajos, okay. Având în vedere că toată lumea, YouTube și alte platforme, nimeni nu mai cumpără discul sau produce. Cred că și major label-urile au o problemă în a vinde. Cred că acum lumea merge pe streaming, nu? Cred că da, dar albumul o să fie de găsit și pe Spotify, bla, bla, da, bla? Da, da, pe platforma casei de discuri și el va fi găsit și de cumpărat fizic pe mycd.ro. Ok, și presupun că și la concertele voastre. Evident, o să avem un soi de merchandise. Cool, și tricouri? Și tricouri. Așa. Albumul ăsta are 15 piese. Există și piese în limba engleză? Da, am făcut vreo două piese când eram la Detroit. Una este despre Detroit, Motor City, mai avem una, Get Out of My Head. Toate sunt scrise în perioadele în care eu am fost acolo. Și acolo, practic, inspirația pentru piesele astea ți-a venit văzând ce se întâmplă acolo sau pur și simplu din contactul cu muzicienii care cântau, să zicem, un alt fel de muzică decât se cântă la noi? Și, și, pentru că am stat ceva vreme într-o comunitate de punk rock industrial, dark wave, am și cântat, după cum știi, și cu David Jay și cu o trupă de acolo din Detroit și m-au influențat, îți dai seama. Cu Conquistador? Da, pe ei cu ei, le-am și produs un disc și îți dai seama, stând, am fost de vreo 3-4 ori deja în tur cu ei acolo și te influențează, stând toată ziua cu alți oameni decât oamenii cu care ești obișnuit în România, îți vin alte idei. Ca și versuri, cred că cumva. Cum ai făcut versurile? Care au fost inspirațiile principale? Mi se pare foarte amuzante, jumătate, sunt foarte, foarte cool. Stând pe la diverse, de exemplu aia cu De ce soție, De ce soțin, stăteam în față la garda financiară. Deci începem cu asta. Hai să luăm așa, liniștit, hai să... Nu. Hai să... Nu există. Ok, versurile de unde vin? De ce se întâmplă la tine în viața de zi cu zi? De ce vezi în stânga-dreapta? Da, tocmai de asta mi se pare că e pentru mine sufletesc, e altfel albumul, pentru că sunt stările mele puse pe versuri. Pe lângă muzica făcută de mine, acum apar și versurile scrise de mine. Până acum, mai mult sau mai puțin, colegii cu care cântam la voce scriau versurile sau îi ajutam. Acum totul este scris și din realități care ne înconjoară. Adică stai la semafor, dristor, tranzistor, răbdător, turnător cu sonor. Deci ce mai ai făcut iar versuri? Jean ăsta face versuri pe bandă. Ok, mai vedem o piesă acum. Mâine seară mergeți la Control în București. Ce urmează după piesele astea două, Dristor, Tranzistor și DCS? Astea sunt practic singure care beneficiază de suport video, nu? V-ați mai gândit să mai urmează să mai milking the cow, cum se zice în... Categoric, dar nu putem să spunem acum care din ele. Probabil că vom lua și pulsul la concertele trupei și vedem atunci ce vom reuși să facem în continuare. Suntem în discuții cu casa de discuri, trebuie să facem... Voi hotărâți, să faceți un brainstorming, care ar fi următoarea... Da, toată împreună cu casa de discuri, să vedem... Clar o să mai facem una sau două, să-i facem un videoclip. Deocamdată ne concentrăm foarte mult pe lansarea de mâine. Trebuie să mai spunem că informația asta mai face parte și prietenul nostru Xu de la trupa Niște Băieți, ca să-ți Recycle Bean. Și el un foarte vechi cântăreț și muzic... De ce vorbim acum? Muzician în diverse trupe punk din România. Și data viitoare veni și cu el. Ce mai trebuie să facem? Mai trebuie să facem ceva înainte de a pune piesa? Cei cu DCS? Cei cu DCS? Da, piesa, clipul, dacă, sau ce vedem acum? Da, e prima piesă pe care am scris-o. Clipul m-am fost inspirat, cum a fost inspirată și formația, de altfel, din uniformele școlare, chestiile alea, cum era pe vremea Luceașcă, trebuia să spui cravățica, cămășuța... Deci, practic, și numele trupei vine de aici, sau cum? Da.
E o jucărioară mică așa de cuvinte și de stare. Pe chestii. Ce n-o să apareți în uniforme? Evident, da. Cravăți? Cravăți. Ok. Mai ai ceva de știu despre formație și n-am vorbit? Eu am fost și pionier și stau și în Dristor. Atât. Șoim? Da, am fost și Șoim, la Doftan a făcut. Ok, mâine seară în Club Control, de la ora 9, uniforma, nu mai cântă nimeni în deschidere, trebuie să mai vină lumea pregătită pentru altă trupă, ceva? O să fim foarte punctual, la ora 9, nu mai cântă nimeni în deschidere, noi cântăm 16 cântece, mai, ceva mai mult decât este pe 15 disc. Plus ce? Plus două cover-uri. Ce cover-uri? Un cover de la prima mea formație. AB4 și un cover după Ramones, bineînțeles. Psychotherapy. Nu, e ortoped. Ok, hai, ei sunt uniforma, mâine mergem la concert și în partea a doua mai vorbim cu o trupă foarte interesantă. Rămâneți la Alternativa Our Music Channel.